Bine ați venit la un nou video, mândrelor! Așa cum vă spuneam și videoul trecut, aceasta este o continuare a acelui video despre cum putem continua să avem o viață la modă cât de cât pentru cine ține de chestia asta, dar fără a afecta natura, fără a afecta mediul înconjurător, fără a consuma foarte mult, a cumpăra mai puține haine, mai puține articole vestimentare, mai puține accesorii, să vedem un pic ce înseamnă această modă, sustenabilitatea, să vedem cum putem avea o viață mai cumpătată și totuși să fim la modă, să fim mai conștienți, o modă conștientă, o modă sustenabilă, care să fie mai înceată, o modă așa slow fashion, acest concept antagonic. Deci nu mai facem fast fashion, suntem pe slow fashion și vă încurajez să vedeți despre ce e vorba în clipele următoare, să vedeți cum ați putea să adoptați aceste mici sfaturi în viața voastră. Și în acest fel să ne ajutăm cu toții să facem mai multe îmbunătățiri în viața noastră din punct de vedere al stilului de viață, din punct de vedere vestimentar. Primul lucru pe care m-am gândit să vi-l aduc în atenție ar fi să vezi ce ai în garderobă, de care te-ai plictisit, care nu-ți mai este util. Am mai lăsat eu pe aici, o să las articole despre care am mai vorbit când am mai făcut curățenie prin garderobă și am mai aruncat din haine. Fie le-am dus la H&M pentru că din acest punct de vedere au un program foarte bun prin care reciclează haine și o să primiți și acolo o sumă modică, nu contează, ideea e să aveți unde să le duce, să nu le aruncați aiurea, să fie aruncate pe câmpuri și să nu mai știe nimeni de ele, să putrezească acolo cine știe în câte sute de ani, așa cum v-am spus în videoul trecut. Așadar, le ducem la reciclat, le ducem la centre speciale de reciclare sau le donăm sau facem schimb cu prietenele. Ne putem chema prietenele și să facem schimb de haine. Cu ocazia asta mai putem și socializa, bineînțeles. Aveți timp să catch up, să mai vorbiți despre una, despre alta, ca între fete, bineînțeles. Și cu ocazia aceasta mai faceți schimb de haine și le puteți purta mai mult timp. Dacă v-ați plictisit de ele, le puteți da prietenelor, prietenilor, rudelor și în acest fel nu vor mai avea această viață scurtă, le puteți prelungi viața. O altă metodă de a le prelungi viața hainelor și accesoriilor ar fi să le duceți la un centru specializat, să le modifice colierele, ceasurile, gențile sau la croitorie să vi le modifice hainele după, să spunem, după ultimele tendințe, dacă sunteți interesați de așa ceva sau poate ați slăbit. V-ați îngrășat să le ajusteze după nevoile voastre, dar în acest fel să le purtați pe cele vechi sau să le aducă un suflu nou, de ce nu, dar să le purtați pe cele vechi și să aibă un aer nou și totuși să le prelungiți în acest mod viața. Să cumpărați materiale naturale, chiar dacă sunt mai scumpe, să vă uitați pe etichetă, să căutați in, să căutați mătase, să căutați lână. Sunt atâtea materiale naturale care bumbac, bineînțeles, dar un bumbac organic, un bumbac, știți că a fost prelucrat corespunzător la standardele impuse și nu a fost tratat necorespunzător. Deci ar trebui să vedem dacă putem cam din ce surse provine materialul din care haina noastră a fost făcută. Dacă putem, bineînțeles. Să cumpărăm mai puțin, să cumpărăm cât mai puțin și să ne folosim cât mai mult de acele produse și produse de calitate, produse care nu se degradează în timp, care
pot fi purtate ani la rând fără să prezinte probleme, fără să se deterioreze, să le iasă culorile, să se rupă cusăturile, să se rupă vreun nasture sau... Dar bineînțeles că aceste lucruri pot fi remediate, nasturele sau... Dar să se vadă că sunt de calitate și sunt făcute după niște standarde ridicate. Haine versatile, haine care nu se demodează atât de ușor, pe care le puteți purta oricând. Și haine care vă avantajează, bineînțeles, și le puteți purta, așa cum am spus, o perioadă mult mai mare de timp, fără să vă plictisiți de ele. Așa că trebuie să vă gândiți foarte, foarte bine înainte de a lua o decizie asupra hainelor. Obișnuiți-vă să cumpărați de la producătorii locali. N-ai de unde să știi exact dacă standardele sunt respectate, dacă angajații sunt plătiți corespunzător, dacă mediul de lucru este propice și în conformitate cu legea, fără a afecta viața angajaților și fără a fi exploatați pentru un salariu foarte, foarte mic, cum e la croitoriile din România sau pe unde se mai lucrează, că și la noi sunt destule, destule care ar fi de spus. Poate nu la modul acela cum sunt în acele țări despre care v-am povestit în videoul anterior, dar sunt și la noi probleme și bineînțeles că se lucrează peste programe, dar deja e alt subiect. Tot ce ține de industria asta fashion, a înfățișării, să le cumpărăm din surse sigure cât se poate. De la producătorii care nu scot pe bandă rulantă, bineînțeles scot colecții mai mici, dar cu costuri ceva mai mari, la costuri ceva mai mari, pentru că trebuie să plătească și angajații, care bineînțeles că sunt mai puțin numeric, dar așa te asiguri că vei avea un lucru de calitate și în acest fel susții și economia locală, susții și și micile afaceri din România și sunt o mulțime de branduri, poate o să vi le las eu pe aici în descriere, cu care m-am întâlnit și eu de-a lungul timpului, dar uite că n-am ținut neapărat de ele și ar trebui să ținem mai mult de ele și să cumpărăm mai mult de la ele. Magazinele de tip second-hand, v-am mai spus, sunt o alternativă, aș spune eu, la îndemâna oricui de a avea acces la haine mai speciale și la prețuri bune. În hand puteți găsi lucruri minunate, minunate și cu foarte, foarte puțin bani. Dar bineînțeles că trebuie să fiți atenți, că și acolo sunt oferte 3 lei, 2 lei, haine de la H&M, de la Zara și așa mai departe și alte chestii din astea. Dar consider că nici acolo nu ar trebui să investim prea mult. Doar ce avem nevoie. Avem nevoie de o pereche de blugi. Hai să mergem într-un magazin de tip second hand să vedem dacă găsim ceva. Dacă nu găsim, mai mergem și în altă zi, dar nu cumpărăm 20 de haine doar pentru că un singur articol costă 3 lei, noi o să ne luăm acum 20 de haine, intrăm în magazin și nu ne mai interesează pentru că, domne, e doar 3 lei și oricum le sunt foarte ieftine și de ce n-aș da banii? Nu. Nici în acest mod. Deci cumpărăm mai puțin și doar ce avem nevoie. Asta e clar. Și doar ce ni se potrivește, pentru că sunt multe lucruri, aiurea, multe, multe am văzut la viața mea în second hand-uri și multe persoane care cumpără efectiv pentru că, exact, sunt foarte, foarte ieftine, dar ulterior chiar nu li se potrivesc, chiar nu se ating de ele și e același lucru. Fie că ai cumpărat de la H&M sau fie că ai cumpărat de la second hand, e același lucru, tot consumerism faci dacă faci asemenea ravagii în portofel sau în
în, da, în garderoba ta. E același lucru pentru că consumi foarte mult. Consumi foarte mult și acele haine la fel vor ajunge să fie la fel aruncate pe un câmp, pe undeva și vor fi date uitării. În second hand-uri din aceste magazine de tip vintage shop, pentru cine e pasionat de acest pentru lucru, evenimentele speciale, când doriți să aveți ceva mai special, un alt pont ar fi să închiriați haine, chiar și de zi cu zi, sau să închiriați haine pentru evenimente speciale, o săptămână, două, trei, cât îți trebuie, și bineînțeles să le returnați, și în acest fel viața hainelor va fi mult mai mare, pentru că le porți tu, le poartă și altcineva care tot așa vine să închirieze articolul respectiv și tot așa, și hainele au mai multă viață. Se reduce consumerismul și prin aceste moduri putem să ajutăm planeta, putem să ne ajutăm și pe noi și buzunarele noastre și să fim un pic mai conștienți de ceea ce purtăm. Și totuși, în același timp, să ne formăm acest stil de a nu mai consuma atât de mult. Sper că v-au ajutat sfaturile mele și sper că v-am convins să fiți mai atente pe viitor la ce cumpărați, să fim mai atente și să adoptăm cât mai multe din regulile acestea. Nu sunt reguli, din aceste sfaturi, cum să facem moda mai înceată, un slow fashion, să fim la modă, dar într-un mod sustenabil, conștient, să iubim hainele și pentru că iubim hainele, ar trebui să le prețuim și să le folosim de mai multe ori, de cât mai multe ori într-o viață și să nu le aruncăm după două, trei folosiri. V-am spus și eu, m-am făcut responsabilă de așa ceva în urmă cu câțiva ani și la fel consideram că dacă nu sunt după ultima modă, și acum mai am chestia asta, dar încerc să improvizez, încerc să... Da, sunt multe aspecte. Și încerc să, da, să primeze, în primul rând, calitatea, să primeze croiul, să primeze materialul și, bineînțeles, să mă simt bine hainele pe care le port, dar să fie cât mai unice, să nu le mai văd de multe ori pe stradă ca ceilalți care fac fast fashion. Și să încerc să mă diferențiez puțin de ceilalți și vă puteți diferenția și voi, formându-vă stilul personal și în același timp cumpărând mai puțin și făcând shopping conștient, shopping sustenabil în privința hainelor și accesoriilor și a tot ce ne mai ajută cu aspectul nostru exterior și tot ce ține de industria asta fashion pe care o iubim cu toții, așa. Sper că v-a ajutat acest clip, sper că v-a ajutat și cel anterior. Mergeți să-l vedeți și pe acela pentru că eu zic că e destul de interesant. Doar l-am făcut eu. Am învățat cu toții din aceste două videouri, pentru că și eu m-am documentat, așa cum v-am mai spus, ceva mai mult. Odată ce am văzut câteva filme, câteva documentare și videoclipuri și online, și v-am adus și vouă în atenție acest concept de slow fashion și ce ar trebui să facem pentru a levita cât mai mult pe cel fast fashion. Sper să facem shopping inteligent, să ne bucurăm de haine, dar
într-un mod sustenabil.